Da, bună seara. Mai așteptăm puțin să vină să se adune oamenii. Da, eu între timp fac o schiță aici. Bine, voi nu e nevoie să faceți schița asta, numai dacă... Na, puteți face de fapt, na, ce să vă zic. Oricum, eu am să iau un ochi, un nas, o gură, știți? O să facem studiu. Am ales un portret ca să nu fie, să aibă și o explicație lucrarea, pentru că dacă nu ar fi și portretul, n-ar avea adică o să încercăm cumva să căutăm și expresia. Na, să dăm... să-i dăm și viață. Bun, așteptăm. Dacă v-ați pregătit pentru lucru, e bine. Cine s-a pregătit și a pregătit și-au pregătit materialele, uităm împreună, pas cu pas, ca și rândul trecut. De altfel, ca de toate dățile, așa o să facem, da? O să lucrăm pas cu pas. Da? Cine și-a pregătit materialele, putem începe. E fix, e fără 2-3 minute. Haide, fără 3 minute, mai așteptă puțin. Între timp, vă așezați vopselurile, pensule, nu pictați după telefon, încercați să pictați dacă aveți tabletă sau ceva care să vă poată... Da? Bun. Haideți, da? Eu am zis că am început o schiță aici. N-am mai făcut moș, ca să nu ziceți că fac doar moș. Am făcut o femeie de data asta. O să facem o femeie. Partea de jos la ochi, v-am spus, nu o pictăm. Deci partea asta de jos, nu-i facem contur cu creionul, chiar dacă în realitate portretul ar fi avut contur cu creionul, noi nu o să-i facem contur cu creionul. Sau dacă o să-i facem, o să-i facem foarte puțin, subtil, atât cât să fie sesizabil pentru ochi, da? E un nas normal, o gură, am zis hai să fie puțin. Am sugerat portretul cu dinți, tocmai pentru că eu v-am spus mereu să nu facem cu dinți, dar un portret fără dinți. E, dar ce fel de femeie ar putea fi pictată dacă nu cu zâmbetul deschis, nu? Și atunci am ales să aibă și să vadă și dinții puțin, chiar dacă o să ne vină mai greu la pictat, dar am spus să fie mai sugestivă și cu dinți. Să-i se vadă zâmbetul întreg. Da? Da. Voi nu e nevoie să faceți portretul ăsta. Cine poate să facă doar câte un ochi, câte un nas, câte o gură, da? Deci, eu am să intru pe Zoom și am să vă arăt cum se lucrează ochiul, da? O să intrăm pe Zoom și o să discutăm cum se lucrează nasul, da? Vom intra pe Zoom și voi arăta cum se lucrează la gură, da? Și tot așa. Deci, nu o să lucrăm... Deci, o să vă luați o pânză și lucrați, ori vreți să lucrați așa, ori lucrați câte un ochi fiecare, v-am spus. Lucrați un ochi separat, un nas separat, o gură separat. Nu e nevoie să lucrați portretul ca mine, pentru că este... o să fie studiu, deci lucrăm studiu, da? Facem studiu în seara asta pe portret. Bun, dacă v-ați pregătit uleiul, vopselurile, știți bine ce vă trebuie acolo. Așa. Ne apucăm, da? Și ne băgăm. Eu mi-am pregătit pensule curate, alea de la moș le-am dat deoparte, că uite, ai ca să vă arăt să nu credeți că e un fel, într-un fel e ca la chirurgie, știi? Astea sunt alea cu care au lucrat la moș.
murdare, iar astea sunt cele curate. Deci, astea le dau deoparte și rămân cu astea. Bun. Și o să dau un zoom și o să intru acum pe un ochi. Da? Haideți. O să dau mai aproape puțin. Telefonul, o să-l dau puțin mai aproape. E, problema este că mai aproape... Cred că mai aproape nu merge. Face niște dungi. Nu e bine mai aproape. Ia să vedem. Da, în zoom face niște, perturbează imaginea, pânza astea și nu e deranjant în zoom tare. O să mă duc, dar o să fac mai puțin în zoom. Deci o să mai apropii puțin. Așa, cred că e bine atât. Pentru că dacă îi dau un zoom, am văzut că face niște interferențe, ca și cum ar fi ecran cu tub. Bun. Avem nevoie așa de câteva culori. Eu am să prepar paleta de culori aici, iar voi o să vedeți. Și am să am nevoie de alb de titan, îl pun aici, da? Ok? Avem nevoie de galben. Îl voi pune aici. Roșu, ăsta e roșu englez, dar uite, am și umbra arsă și o să pun și puțin negru, dar nu, asta e umbra arsă mai închisă puțin, dar nu, am pus doar că era aici, nu pentru că, nu puneți umbra arsă lângă negru, da? O puneți separat. Negru puneți separat de umbra arsă și vă mai trebuie și puțin roșu, dacă aveți la îndemână puțin roșu, e perfect dacă vă puneți puțin roșu. Așa. Gata. Asta este tot de ce avem noi nevoie. Pensule, o să vă arăt imediat cu ce o să încep. Da? Deci voi nu e nevoie să vă chinuiți să faceți portretul întreg. Voi o să lucrați doar câte un ochi, o să-l construiți pe ochi, da? Construim ochiul. O să faceți un desen din creion, subtil. Da? O să vă construiți ochiul, da? Ăsta. Uite, eu am să... Ăsta e ulei de in acum cu ce fac eu. Da? Deci e ulei de in și când dai cu ulei de in pe creion, se vede așa. Da? Pânza am mai tratat-o odată, am mai suportat tratări, nu e pentru prima dată, adică nu e de la fondul plastic doar atât, am mai dat-o cu niște tratament dintre la Maglabize de la v-am spus, da? Știți bine că eu așa le tratez pe toate și vă sugerez și vouă la fel să faceți același lucru. Eu acum întăresc desenul, cum s-ar spune, să-l vedem mai bine, îl putem vedea mai bine. Numai cu ulei de in. Aici vedeți voi, e creionul, da? E culoarea de la creion. Mina. Ok. Acum, eu dacă am să intru puțin în zoom, să vedem ce se întâmplă, numai puțin. Atât. E perfect. Ah, perfect. Deci nu se poate în zoom, că în zoom apar niște valuri, nu știu ce sunt alea, dar... Bun, știți bine cum se pregătește o pensulă, o emulsionăm, da? Îi facem vârful, da? O ajustăm cu un vârf, uite, vezi? A făcut vârf aici. Da? Și o să începem cu partea din interior, da? Nu o să pun direct negru, am să pun umbra arsă acolo unde este negru, voi pune umbra arsă, da?
De ce? Pentru că v-am spus, negru o să-l punem treptat, câte puțin, câte puțin, o să aducem culori mai deschise și culori foarte închise, până la negru, da? Acum vom începe cu o culoare, cu o umbră arsă mai închisă. Am două umbre arse, una mai închisă, una puțin mai deschisă. Da? Nu știu ce culoare voi face. Voi face niște căprui, voi face un căprui. Am luat puțin roșu și galben, ținând cont de pensula murdare care o am de la umbra arsă. Asta înseamnă că voi obține o culoare, un căprui închis. Da? Uite așa. Nu am luat ulei deloc, pentru că pânza am mai tratat-o o dată. De 2 ori tratată, nu o dată. Așa. Ok. Bun. Acum, mai luăm roșu, puțin galben. Nu am șters pensula, am lăsat-o tot murdară de culoarea de acolo. Și voi mai deschide puțin aici, să vedem dacă se va deschide puțin aici. Nu puneți alb, pentru că dacă puneți alb, reiese alte culori decât ne trebuie nouă. Bun, acum am să iau puțin negru, dar foarte puțin negru și am să pun aici. Apoi o să mai pun puțin negru pe partea asta de jos. Da, mulțumesc celor care reușesc să facă treaba asta și să distribuie. Ok. Acum cu negru care mi-a rămas puțin pe pensulă și umbra arsă, le voi amesteca acolo pe lucrare, mai puțin, încât să rezulte o umbră a ploapei, da? Ploapa are o umbră, da? Și noi o să facem ploapa umbra. Nu vă apăsați tare pe pânză, că se poate strica pânza. O să rămână deformată pânza, dacă vă apăsați tare pe ea, da? Și apoi, uite, tot așa, încet, câte puțin, nu am luat culoare deloc, tot culoarea care o am acolo pe pensulă, voi începe cu umbra de la pleoapă, da? Atât. Da? Nu faceți partea de jos, că nu există umbră la partea de jos, foarte, foarte puțină, da? Acum, mai facem unde se cutează pleoapa, da? Uite ce culori iau și vedeți cum dau în vârt și le amestec aici, da? Da? Uite așa. Mai iau puțin umbra arsă, dacă mi se pare că e prea roșu. Uite așa. Ok? Bun, ce mai avem? Mai avem sprinceana, da? O să iau umbra arsă la fel, la sprinceană și o să pun aici. Eu o pitez acum ce pitez și apoi o să mă opresc câteva, nu știu, un minut, două. Vă aștept pe voi din urmă, o să iau puțin negru și o să mai pun și puțin negru, dar foarte puțin negru ca să nu cumva când pun culoarea pielei să se strice, da? Deci acum fac aici treaba asta și mă opresc și vă aștept pe voi pentru cei care au reușit să facă o schiță sumară a ochiului. E bine, care nu, tot bine e, numai că o să fie puțin mai greoi, o să mergeți puțin mai greoi. Bun, aștept ca voi să faceți până aici. Ok? Apoi, coborâm pe partea de jos cu o culoare mai deschisă și ne ținem după creion partea de jos. E mai deschisă asta, nu e închis ca ăla. Asta este mai deschis, da? Nu e închisă ca culorile de umbră de acolo. Și asigurăm marginea creionului. Marginea pe unde am făcut noi schița în creion. Da? Ok. Mai iau puțin roșu, puțin galben. De data asta am să iau puțin alb. Și o să pregătesc o culoare mai deschisă puțin. Și am să încep de la culoarea aia, culoare mai deschisă în jos puțin. Da? Le omogenizez între ele. Uite așa, mai iau încă o dată. Vedeți, da? Aici. Aici e mai deschis tot timpul partea asta de aici.
Ok. Păi dacă ați ajuns până aici, e perfect. Dacă ați ajuns până aici. Cine a putut ajunge până aici, da? Este absolut perfect cine a făcut până aici. Eu nu am să schimb pensula, cu toate că simt tendința de a lua o pensulă mai mare, să merg mai repede, să parcurg pașii mai repede. Nu am să o schimb tocmai pentru ca voi să înțelegeți că se poate lucra cu o pensulă și nu ne trebuie 120.000 de pensule să facem ceva, da? Bun. Ok. Nu, n-am luat negru. Așa, iarăși puțin galben, puțin roșu, puțină umbră arsă, da? Și acum, de asta dată, vom face aici. Ochiul are un volum, da? O să obținem volumul din culoare mai închisă, zona asta de aici, puțin. Da? Uite așa. Da? Iarăși o culoare puțin mai închisă deasupra aici. Deci nu punem multă culoare pentru că este eboșă. O să punem culoare mai multă, știți când? Atunci când credem noi că culorile, că lucrarea are o precizie, e precis lucrată și nu o să mai, nu o să mai suporte modificări. Dar până atunci nu vă apucați să puneți multă culoare pentru că dacă ea o să mai suporte modificări, nu o să mai reușiți. Pentru că a spus multă culoare și o să vă vină greu. Ok? Hai să facem albul ochelor acum. Iau puțin alb, o să-l mutăresc puțin aici cu puțin galben, puțin roșu, ceva să nu fie chiar alb-alb. Și îl voi pune aici, o să învârt pensula. Frumos. Mulțumesc, doamna Sica Tache, pentru distribuire. Așa. Iarăși mai luăm culoare și ne ducem în partea asta altă de ochi. Ok. Acum, o să șterg pensula bine, cu ulei și cu o cârpă. Știți bine cum se șterge, v-am învățat, da? Și acum o să încercăm să omogenizăm cât de cât culorile care le deja le-am pus, puțin, așa, câte puțin, câte puțin. Eu de asta dată o să șterg cu vârful, cu buricul degetelor pensula pentru că am culoare foarte puțin rezultă din pensulare. Da? Bun. Așa, acum luăm alb. Da? Și facem coada ochiului de aici de la pleoapă. Mai întărim puțin aici, mai deschidem puțin aici, aici puțin. Dacă am pus prea multă culoare, o mai luăm din pe pensulă. Da? Ok. Hai să facem partea de aici, acum de sus, da? Vom lua tot așa culoare galben, roșu, alb, pentru că e mai deschisă zona asta de aici. Dacă credem că e prea gălui, mai punem puțin roșu, aducem viață, da? Uite așa, perfect. Și o să încerc să toată culoarea asta de aici să o pun în zona asta de aici. Și prin învârtitul pensulei se eliberează culoare de pigment, da? Uite așa. Uite, mai deschidem puțin zona asta. Rămâne aici o umbră foarte subtilă, va trebui să rămână. Aici avem iarăși nevoie de o umbră, pentru că aici se cutează pleoapa, știi? Prima dată punem culoarea asta așa, o împrăștiem bine, cumva pe toată suprafața, pe unde ar trebui să vină. După care vom lua iarăși culoare umbră arsă, puțin roșu, puțin umbră arsă, învârtim bine și asigurăm acum încă o dată pleoapa unde se cutează. Da? Ok? Și acum o să facem în așa fel, le omogenizăm între ele iarăși. Iau iarăși puțină culoare mai deschisă și mă duc în jos. Da?
Ați observat, da, cum se fac trecerile graduale. Deci nu există dintr-o dată, ci le facem graduale, pentru ca voi să înțelegeți. Da? Și acum venim aici. Ok? Și acum ne ducem la coada ochiului înapoi. Ștergem pensula bine, doar cu una, da? Ați văzut, doar cu o singură pensulă. Iau umbra arsă, învârt pensula, nu pun ulei deloc, mă întorc înapoi aici, fac niște calcule în capul meu și spun așa, coada ochiului trebuie puțin mai alungită. Și mă duc puțin mai așa, mai în lung, fac ochiul puțin mai în lung, îl mai alungesc puțin. Acum, iarăși, mai întăresc încă o dată pleoapa aici, cuta la pleoapă, unde se cuptează pleoapa, da? O să mai iau puțin ego, că aici o să trebuiască puțin mai închis, că e zona asta o să fie mai închisă, da? Uite așa, aici am, unde vine culoare deschisă și culoare închisă, se omogenizează între ele culorile și vor avea trece graduale de la culoare închisă către culoarea deschisă, gradual, totul este gradual, da? Aici unde se întâlnește sprinceana cu pelea, iarăși avem o trecere graduală, nu vine dintr-o dată. Da? Mai luăm alb încă o dată și creștem volumul. Dăm volum acum aici. Okay? Și acum ștergem bine pensula și omogenizăm toate între ele din nou. Asta înseamnă că pe unde am pus culoare până acum, micronic aproape, omogenizăm între ele trecerile. Da? Le facem foarte, foarte fin. Da? O să mai iau puțină culoare și o să mai vin aici la coada ochiului puțin și mai mult. Mă voi duce puțin mai mult cu coada ochiului. Mai alungită, cum s-ar zice. Uite așa. Am să mai iau puțin roșu galben și o să venim aici. Tot pentru volum. Toate astea e munca volumului, da? E pentru a obține volum tot ce facem până aici. Așa, o să mai iau puțin galben, să nu fie prea mult roșu. Ok? Aici. Iarăși. Așa, acum o să șterg bine pensula și o să vin cu alb-alb încă o dată. Aici înainte nu era alb-alb, acum o să vin cu alb. Tot pentru volum fac ce fac. Să obțin un volum cât mai mare, da? Nu cât mai mare, ci mai degrabă cât mai bun, da? Iarăși eu alb. Da? Și acum, încă o dată am să iau puțin alb și am să dau pe aici. Da? Uite așa, și îl întindem bine, nu ne grăbim deloc. Uite așa, să vedem cum s-ar vedea. Dacă ne place, lăsăm, dacă nu, nu. Uite, îl închidem din nou, că nu ne place și îl închidem. Nu merge de fiecare dată zona așa cum vreau eu. Bun, îl închidem două aici, că nu mi-a plăcut mie o fază și o să întăresc umbra la pleoapă. Să mai iau puțin negru, că văd că nu face față umbra asta arsă. O să pun negru acum la ochi, în pupilă. Așa, perfect. Gata, l-am rezolvat. Acum. Iarăși ștergem pensula bine și finalizăm prin amestecuri fine, fine de culoare între ele. Aici. Am nevoie acum de puțin alb pentru a aduce o sclipire de umeditate la ochi. Odată acolo. Odată aici. Și aici, iarăși că e femeie, mai accentuăm puțin machiajul subtil. Da?
Ok. Acum o să iau iar alb-alb. Punem pe aici frumos, iarăși umiditatea ochiului, asta este. Creăm o umiditate a ochiului și aici, cum pielea este întinsă, creăm volumul. Iarăși, aici o să mai punem puțin alb. Mai deschidem puțin zona asta și mai mult. Așa. După aia o să facem sprinceana. Aici întindem cu alb, da? Aici e frumos așa. Hai să vedem sprinceana. Luăm un brax, nu negru. Uite așa. Cobor puțin mai jos. O facem puțin arcuită. Hai să iau puțin negru, că o să nu iasă prea totul într-o umbrață. Da? Puneți negru puțin, uite așa. Nu apăsăm tare, învârtim pensula pe toate laturile. Așa, haideți că e pandemie, stăm în casă și pictăm. Și după pandemie tot o să mai pictăm, că... Acum o să-i fac puțin contur la pupilă. Cam asta e până aici, ați văzut, da? Am dat așa ca să aveți o viziune mai bună. Bun. Acum eu o să le amestec între ele iarăși, da? Le voi amesteca din nou. Omogenizez. Totul este să fie omogenizate foarte fin între ele, da? Așa. Hai să trecem la o pensulă mai mare, că uite, am să iau una așa. O moi în ulei. S-a adunat. Ok? Și acum am să fac o culoare. Așa. Și o să mă duc, uite, vezi? Nu mă apropii de ea, că aș murdări acum și aș face peste tot pe aici numai culoare, da? Cu culoarea de la sprinceană. Mă duc lângă ea, știți cum se face de acolo. Avem culori de trecere acolo, da? Mai țineți minte că v-am învățat rândul trecut. Da? Și uite așa, punem culoare, da? Ne ducem aici, frumos. Și urmărim să vedem dacă sprinceana este bine. Ia să vedem. Deci ca și lungime, puțin mai lungă, mai groasă puțin aici, o facem mai stufoasă puțin. Așa. Bun. Și acum, continuăm frumos, uite așa. Vedeți? Da? Bun. Ne întoarcem înapoi la pensula asta micuță și refacem iarăși zona asta de aici și de acolo. O să iau puțin roșu galben. Da? Dar nu luați mult, decât foarte, foarte puțin să fie și cu ăsta facem trecerile, da? Omogenizarea de la culoare deschisă la culoare închisă, da? Iarăși mai luați puțin, da? Iarăși amestecați. Iarăși mai luăm puțin, da? Da? Bun. Dacă aștept, să vedem cât mai așteptăm. Coada ochiului aici o să mai fac puțin și mai lungă. Aș prefera puțin, puțin mai lungă. Mulțumesc pentru distribuiri. Face bine la sănătate și distribuirile astea. Bun, hai să trecem mai departe, să lărgim puțin sfera aria, da? Și după aia o să trecem la ochiul celălalt. Învățați să lucrați curat, nu vă grăbiți, da? Ați văzut, eu am lucrat în
20 de minute toată treaba asta, da? Și alături de voi, și voi alături de mine, nu ne grăbim, cât vă iese, atât vă iese, da? Nu e nevoie acum să vă iasă ca mine exact, pentru că faceți atât cât puteți. E minunat dacă încercați lucrul ăsta să-l faceți după aceea, urmărit videoclipul, dar e bine să-l faceți și în direct cu mine, ar fi indicat. Dar acum nu contează, am văzut că ați făcut toți podul, ați făcut toți portretul, Arsenie Boca, dar am văzut lucruri minunate făcute de voi și asta îmi dă și mie curaj în continuare să mergem împreună mai departe. Da? Eu pieptăn pânza. Deci pânza, pictura, o pieptăn. Vedeți? Ia uitați. Da? Așa se pictează. Da, frumos. Nu vă grăbiți. Nu dați stânga, dreapta. Nu dați stânga, dreapta cu viteză. Că nu e treaba de viteză aici. E treaba de realizare și de conștientizare. Conștientizezi numai din momentul în care începi să ai experiență. Știi? Experiența ți-o formezi lucrând tot timpul, da? Să nu vă fie cu supărare dacă nu o să vă iasă din prima anumite lucruri și o să spuneți, ei, lui iesă-mi, nu-mi iesă, nu mai încerc. Nu! Încercați în continuare, că nici mie nu mi-a ieșit din prima. Stați liniștiți. Nu m-am născut cu pensul la mână. Da? Uite așa. Acum, e un lucru foarte important aici, să finalizăm partea întâi, pe care trecem pe partea aia. Lucrul important este că trebuie să punem culoare de piele. Vom face culoare de piele acum aici, pentru că trebuie să ducem sprinceana puțin mai mare o să fie. Și după aia la coada ochiului iarăși o să avem de lucru și o să vedeți de ce. Și o să creăm volumul la ochi imediat. Ca să creăm volumul la ochi, trebuie să facem o culoare mai închisă prin jurul ochiului. Asta înseamnă că vom mai închide puțin anumite zone ale ochiului, de cum este și pe aici. Da? Uite și pe aici puțin. Vom închide puțin, da? Vom mai închide puțin și zonele de sus de la sprinceană, iarăși. Tot pentru volum facem ce facem, da? Zonele astea de aici, da? O să mai aducem puțin și pe aici mai închis. Da? După care sprincenele lucrăm din nou, le crește volumul, le crește intensitatea, da? Toate astea le facem gradual. Nu facem dintr-o dată, că dintr-o dată există și posibilitatea de a face dintr-o dată, dar eu vă învăț mereu diferite tehnici și diferite abordări. Nu permanent, o să vedeți că eu tot timpul schimb. Acum vă învăț într-o altă tehnică. Săptămâna care vine o să vă învăț altceva. Și știți de ce toate astea? Pentru că sunt mulți dintre voi care vor să învețe diferit lucrurile. Adică nu venim tot timpul cu un singur lucru și vă învăț un singur lucru. Nu. Cine a văzut mai devreme cum a pictat bătrânul în stil de Rembrandt, e complet diferit de ce fac acum aici. E clar, pentru că vorbim de alte tehnici și stiluri. Da? Asta este. A la prima se cheamă, da, are alte, eu nu contest nimic, nici și genul ăsta de pictură, tehnica asta, nici alte genuri de pictură nu contest. Tocmai de asta am și învățat foarte mult ca să am de unde alege. Acum eu am în pachetul meu, cum s-ar zice, am diferite tehnici și pot să abordez diferite stiluri. Tocmai pentru că mi-a plăcut și bun. Deci aici am spus așa, că am mărit puțin zona, o să mai închidem și zona unde, pe unde se apropie părul, vă mai țineți minte, da? La Arsenie Boca e mai închis, da? Puțin avem zone mai închise, da? Pe unde vine părul, da? Pe aici o să vină părul, da? Pe aici. Ok? Știți că facem o umbră subtilă, da? E culoarea de trecere și asta, da? De la culorile deschise la culorile închise, da? Ok? Am să vin până pe aici. Mulțumesc pentru distribuire, foarte tare. Asta că dacă trece și virusul ăsta și pandemia asta, o să ne întâlnim și o să facem lucruri minunate împreună. O să vedeți. Iarăși aici mai închid puțin, tot pentru volum fac ce fac.
Vedeți? Aici iarăși mai lungesc puțin. Da? Și acum omogenizez între ele, dar nu le mai omogenizez cu pensula mare, ci cu asta mică, pentru că am nevoie acum să continui sprinceana, să amestec între ele astea pentru a obține un volum bun. Da? Uite așa. Ok. Asta e așa, când trebuie pensulă puțin mai mare, că am pus culoare groasă acum, nu mai e culoare subțire, deja am pus mai gros. Bun, hai să finalizăm sprinceana cât de cât, să-i ducem o finalitate. O să iau umbra să mai închisă și negru, da? E, o facem puțin mai groasă. O să începe din mijloc, partea de mijloc, așa, și după care ne ducem, ne extindem, da? Uite așa. Ok, acum o să o șterg bine, știind, ținând cont de câtă cantitate de culoare am pus acolo. Și le amestec cu culoarea pielii, da? Așa, iarăși culoarea de trecere aici, dacă mai există, o mai împrăștiem puțin, că există. Așa. Bun. Acum, ne întoarcem înapoi aici. O să mai punctăm puțin cu negru, pentru că am așteptat puțin să se usuce culorile, că nu merg din prima. Mai pun negru puțin aici. V-am spus că mai am de lucru pe zona asta, da? Așa. Am nevoie de o linie foarte subtilă aici de negru. Da? O să mai punem puțin negru pe aici, pe sprinceană. Dacă tot avem negru la îndemână. Așa. Și acum, acolo unde sprinceana, unde geana se unește cu pielea, iarăși o să facem o trecere din nou aici. Și facem o linie lângă cea neagră de roșu și puțin galben, da? Uite așa, iarăși, da? Ca o linie, da? Lângă aia neagră. Și acum o să le luăm și o să le amestecăm între ele. Tot culori de trecere se cheamă și astea, da? Trebuie să avem culorile de trecere foarte fin făcute și cu cât lucrăm mai fin și mai atent, obținem efecte foarte bune, da? Trebuie să lucrăm încet de tot. E minunat. Uite așa. Ok. Aici, la coada ochiului, iarăși avem o culoare de trecere. Să țineți cu tot timpul de culorile astea de trecere. Ele dau frumusețea portretului, a lucrărilor în general, da? Culorile astea de trecere, dacă le faceți gradual bine, e perfect. Învățați să le faceți gradual trecerele și dacă le faceți gradual pe treceri, v-am spus, este minunat. Acum
mai iau negru puțin și ridic casc ochiul, cum s-ar spune, bag negru. Uite așa și mai sus. Vedeți? L-am întinerit acum. Da? Bun. Normal trebuie tot timpul să vă ștergeți pensula tot timpul și să faceți iarăși treaba asta, iarăși. Amestecăm puțin între ele, le ștergem iarăși, tot timpul trecem gradual, da? Asta o să faceți permanent, voi că lucrați portrete, da? Faceți trecere graduale, iarăși mai punem culoare pe aici, pe unde mai vedem că trebuie trecerile să fie bine făcute, da? Uite așa. Și am terminat prima fază. Lăsăm puțin să se usuce culorile aici, să tragă puțin așa și după care o să venim culori mai închise și culori mai deschise și o să obținem un efect minunat. Da? Aici mai pune puțin alb tot pentru efect de volum. Pe aici iarăși puțin alb tot pentru efect de volum. Da? Hai să trecem la nas puțin. Hai să vedem ce facem noi cu nasul. Cum se lucrează nasul. Eu aș începe cu nasul așa, tot cu pensula asta și tot cu asta. Deci numai cu astea două să lucrăm tot portretul, da? Nu ne trebuie toate pensulele, să încercăm doar cu astea două. Pentru a trece la nas, o să folosim roșu, galben. Poate și puțin umbra, să nu pară totuși așa. Și o să croim din nou desenul. Să facem desenul din nou să fie vizibil puțin, da? Aici avem o nară, în partea asta încă o nară. O să avem și umbră, umbra de la nas, de sub nas. Da? O să pictăm prima dată culoarea pielei, da? Deci asta este nasul nostru acolo, da? Ei, pentru a picta culoarea pielei va trebui să facem înapoi culoarea de aici, puțin galben, roșu, alb. Le amestecăm frumușel între ele acolo, da? Iată așa. Și acum, încet, fără să vă grăbiți, apăsați câte puțin, câte puțin, da? Uite așa. Vedeți? Și o luați așa. Țineți cont de desenul care l-aveți până acolo, pentru că de aici, în jos, e umbra de sub nas. Creăm volum, da? Și, iarăși, aici avem... Noi, de fapt, construim permanent, da? O să căutăm tot timpul să... construim, da? Îl ajustăm permanent pe portret. Deci noi ajustăm permanent. De la început până la sfârșit ajustăm portretul, da? Și portretul se face așa, deci ați văzut, facem ca un fel de E așa, da? Da? Uite așa. Am mai luat puțin roșu, iarăși întărim puțin zonele de desen, da? Ok? Uite. Partea de jos, de aici iarăși. Da? Astea sunt părțile mai închise, să le spunem așa, cele în care câștigăm adâncetura, știi? Bun. Acum am consum culoarea de pe pensulă, că tot mai am puțin așa, o mai pun pe aici, dar aici e umbra, da? Să ținem cont de umbră. Ok. Acum, voi lua puțin alb. Da? Și o să pun ca și volum acum, aici. După care le luăm pe toate astea, le amestecăm între ele și o să creăm culoarea carnației și volumul în același timp. Am pus prima dată umbrele, da? Și uite. Și acum e culoarea pielei, da? Uite.
Uite așa, pieptănați, da? Uite, mai punem puțin alb, obținem volumul acum prin alb. Da? Uite așa, încet, încet, pieptănați tot timpul. Nu apăsați tare din prima. Lăsați să se elibereze culorile treptate pe pensulă prin apăsări din ce în ce mai tare. Apăsăm din ce în ce mai tare și se eliberează culoarea, da? Aici, iarăși, tragem așa. Țineți cont de desen, da? Permanent, ținem cont de desen, de umbră, da? Uite așa, nu ne grăbim deloc, ne ducem încolo, în sus. Acum obținem volumul ochiului, da? La cearcăn aici puțin, nu-i facem prea tare cearcăn. Da? Uite așa, ne ducem până aici, încet, încet peptănăm, nu ne grăbim deloc. Eliberăm culoarea de pe pensulă, treptat. Da? Unde mai avem culoare? Mai avem și aici, pentru că aici vom face umbrele. Trebuie să facem din jur împrejurul nasului toată culoarea, da? Ca minte nu putem să facem umbrele. Da? Deci punem culoare treptat, treptat, prin jurul nasului, complet, completăm toată zona asta cu culoare ca să putem să avem ce să amestecăm între ele, pentru că dacă nu completăm culoare, nu avem ce amesteca între ele, nu avem ce amesteca efectiv. Cum le putem amesteca culoarea închisă cu culoarea deschisă, cum putem să avem culorile de trecere. Deci eu aici vă învăț așa, atât trebuie să știți. Țineți cont de desenul care îl aveți pe dedesubt, desenul îl asigurați cu ulei de in, v-am arătat la început, da? Ulei de in atât, dați cu ulei de in pe creion efectiv și mina se va dizolva substratul de ulei și va forma o culoare mai închisă, da? Mina creionului, da? După ce ați asigurat desenul așa, treptat, o să veniți cu culori mai închise și asigurați și mai mult culorile desenului să se vadă mai bine. Și după ce ați asigurat umbrele, veniți cu culorile de trecere, le treptat, da? Culori de trecere, da? Și după care iarăși culori de închise, unde obținem volumul, da? E, asta este ce am făcut până aici, da? Deci asta am învățat noi până acum aici. Am învățat trecerile, da? De la culoare închisă la culoare deschisă și culorile de trecere dintre culorile închise și culorile deschise, da? Bun. Așa, ca să avem culorile de trecere, trebuie să asigurăm toată zona asta a nasului. Asta înseamnă că vom pune culoare mai peste tot din jur împrejurul nasului. Da? Să nu cumva să vă ștergeți urma de creion, că ați rămas plutind în spațiu dacă nu aveți creionul. Eu n-am nevoie de creion, dar pentru a avea o viteză mai mare de execuție în live, fac schița în prealabil. Dar ați văzut o grămadă de portrete pictate fără nimic, de la zero, complet. Chiar și ăla de astăzi, ați văzut, l-am modificat tot, n-a avut nicio treabă una cu alta. Bun, deci nasul așa se face, da? O luăm acum așa, iarăși, culori, treptat, închise, dar nu închise tare, tare. Vedeți că eu aici puteam să pun negru. Dacă pui negru și lucrezi culoarea pielii, o să vezi că se murdărește și faci un gri. Și n-ai să înțelegi ce se întâmplă, pentru că nu lucrezi curat. A lucra curat înseamnă tehnică. Da? Deci dacă nu ai tehnică, normal că n-ai să reușești să lucrezi curat, când nu ai ce să lucrezi. Când obții o pictură lucrată curat, o obții pentru că deții o tehnică. Știi cum vin lucrurile, știi cum să le stăpânești. Dacă nu ai tehnica, n-ai ce să stăpânești și atunci normal că faci risipă de culori, amestecuri inutile, se murdăresc anumite zone în care ai vrea să nu fie murdare culorile acolo, știi? Tocmai din cauza asta, pentru că nu ai tehnica încă. Și de asta sunt aici pentru voi, vă explic cum stau lucrurile. Poate nu o să fiu destul de convingător așa pentru toată lumea, dar măcar pentru cei care sunt și vor să învețe, au posibilitatea să experimenteze și să facă lucrul ăsta după aceea, da? V-am spus să folosești degetul, este bine. Cine știe să folosească degetul în pictură, e ok. Cine nu, învățați că e bine. Este tot un instrument de lucru. Bun. Uitați, ați văzut, eu treptat câte puțin, câte puțin fac construcția nasului.
aici puțin, aici puțin, iarăși mă mai întorc puțin pe partea aia, iarăși mai pun culoare, undeva o pun, undeva mai scot din culoare, da? Da? Bun, ce mai avem? Mai avem aici o umbră în spatele nasului, de partea de sus de aici, da? Și sunt culorile puțin mai închise aici. Da? Sunt puțin mai închise și o să facem și noi tot așa, puțin mai închise. Au să spuneți, dar bine, deci nu ai terminat acolo și te duci în partea asta. Nu, mă duc aici pentru că aștept puțin culorile astea să tragă puțin tratamentul, să-mi tragă puțin culorile, să se lipească puțin de pânză. Dacă nu aștept să se să tragă puțin de pânză și urgentez cumva viteza de execuție, ele fug prea tare ca pe gheață și nu se amestecă cum trebuie. Dacă se amestecă prea repede, iar e o problemă. Dacă se amestecă prea greu, iar e o problemă. Ca să se amestece prea greu, ar însemna cu ulei de infier la 23 de grade, că sunt aici în cameră, să aștept cam vreo 3 ore. Deci nu se vor amesteca așa greu acum, pentru că nu aștept 3 ore. Bun, uite, pun alb. Vezi? Am pus alb. Unde mai punem alb? Aici. Și obținem volumul, pentru că avem deja cu adâncitura, o avem pe culorile închise. Și acum nu o să facem decât să obținem volumul. Și jonglăm, da? Pune, aici o să vedeți că o să repet faza asta cu albul. L-am învățat de la Rembrandt. O să mă mai repet. Rembrandt pune aici, de cel puțin părerea mea, din ce îmi dau eu seama, ca și mine, de altfel, din execuția 30 de ani de experiență, de cel puțin 40 de ori pui aici culoare, continui să pui culoare. Eu am pus deja de 2-3 ori, voi mai continua încă de câteva zeci de ori să continui să pun aici culoare permanent, după care iar o iau, omogenizez în părți, da, o duc în părți, iar o să mai pun alb. De ce? Pentru că e zona care necesită tot timpul o atenție deosebită vârful nasului, lumina aia de acolo. Dacă reușești să prinzi lumina aia de acolo, volumul nasului deja e ok. Da? Bun, hai să finalizăm zona asta de aici. Asta înseamnă că o să mai facem puțină culoare de piele, da? Roșu, galben și alb. Nu e o culoare propriu-zis, una singură. Sunt mai multe nuanțe de piele, culoarea trece, culoarea de piele, știți? Da, ați văzut, de fapt, că există treceri, da? Bun. Hai să mă mai duc puțin aici, unde se cutează, va veni un pomet. Culoarea pometului. O să fac puțin aici o umbră discretă, foarte puțin, da? Atât. După care am să iau o pensulă puțin mai lată. Mie spune experiența că îmi trebuie o pensulă mai lată. O să o emulsez. Și am să iau alb-alb, fără nimic, o pensulă curată, fără nimic, și am să pun aici. Unde mai avem alb? Mai avem alb-alb și pe aici, pe sus, dar în primă fază va trebui să termin albul de la pome de aici. Uite așa, îl pun direct numai pe alb-alb aici. Mai am aici iarăși un alb-alb. Da? Și unde mai am? Aici o să mai pun eu puțin. Ok. Aici deja l-am pus. Ok, am pus alb-alb. Ia să vedeți ce se întâmplă cu alb-alb. Intră în amestec foarte subtil cu culoarea pielei care am pus-o înainte, vedeți? Și încă lucrez cu o pensulă mare, după care voi lucra cu pensule mai subțiri, știi, mai delicat și voi fi foarte subtil în a le pune pe culori. Da? Aici, iarăși, am să vin cu alb frumos și o să am o deschidere aici, așa. Ok? Așa. Ca să se vadă volumul pometului, ce ar trebui să facem? Așteptăm culorile să tragă aici, da? Intenționat, da? O să facem așa. O să facem puțină umbră arsă și galben. Roșu am luat, dar nu trebuia să mai iau. Hai să mai repetăm încă o dată faza asta de aici. Și acum, uite ce se întâmplă. O să vin aici cu o culoare. Să punem mai multă culoare. Trebuie multă culoare aici. O să faci o culoare mai închisă. Aici va veni gâtul, da? Clar. Aici e culoarea gâtului. Am să iau puțin ulei de hin. Am să mai iau puțin galben și puțin roșu, alb și galben. Hai să încercăm așa să vedem dacă funcționează, că sunt combinații care trebuie
așternute prima dată pe pânză și după aia văzut și rezultatul care o să apară, da? Bun, avem aici așa, bărbia, o să mă duc frumos aici, aici e gâtul, ăsta este gâtul până aici. Hai să pun culoarea de gât aici, cu toate că nu asta o să rămână culoarea gâtului, o să vină puțin mai închisă culoarea gâtului, cred că. Așa, hai să vedem pometul aici. Avem nevoie de multă culoare aici pe zona asta. Să vedeți de ce am pus albul ăla. Pentru că punând albul ăla acum și culorile astea, uite, o să obțin un volum al pometului ușor, fără prea multă strădanie. Așa, mai luăm iar și mai preparăm încă o dată culoare. Așa, și ne ducem în jos, frumos, coborâm. Aici e gâtul, v-am spus, da, culoarea pielii de la gât. Aici avem bărbia, maxilarul și sub maxilar avem o umbră. Nu intrăm acum acolo, deja culorile aici s-au uscat, dar pentru că mai am puțină culoare pe pensula, am să încerc să o pun de jur împrejurul frunții aici. Așa, unde sunt culorile de trecere? Vor fi culori de trecere, că încă nu. Așa, o să mai vină o linie, încă o linie, peste asta mai închisă, dar doar o linie. Hai să vă arăt despre ce este vorba acolo și după aia mă întorc la nas și continuăm la nas și după aia facem ochiul celălalt. Bun, uite de ce mă gândesc eu, uite, asta, culoarea asta, vezi, e o culoare de trecere aici. O punem așa, pur și simplu, lăsăm puțin să se odihnească culorile aici. Așa. Ok. Aici va veni părul și toate alea. Hai să facem acum la nas. Bun. Am zis că am o umbră sub nas. Umbra aia sub nas este foarte determinantă pentru că aia dă frumusețea nasului în cazul nostru. Și o să încep așa. Umbra arsă. Ținem cont că aici vine nara. Nu o să facem cu negru-negru la început. Vom lucra doar cu umbra arsă. Da? Volumul. Adânceturile astea sunt doar adânceturile și tot aici se găsește și umbra de sub nas. Adânceturile fiind, uite, cu negru, aici unde vine narana, ca să avem noi o... Da? Nu umblă cu negru, de ce? Pentru că dacă umbli cu negru pe culoarea de piele, când încerci să le omogenizezi între ele, să vezi că iese griuri, ies alte nuanțe nedorite de tine. Da? Bun. Și uite, acum dăm volumul la nas, amestec între ele, le omogenizez între ele fin, din când în când iau pensula, șterg, o șterg iarăși, repet. Da? Uite așa. Și iarăși. Și acum, aici, avem iarăși o umbră subtilă. Ce înseamnă umbră subtilă? Înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la astfel de umbre subtile, pentru că ele sunt determinante în fizionomia portretului. Dacă facem nara asta prea vizibilă, schimbăm efectiv nasul, îi dăm alt nas, nu e nasul respectivei. Umbrele astea subtile sunt foarte importante. De altfel, tot portretul e important, nu zic că n-ar fi, dar umbra subtilă, trebuie să fii foarte, foarte atent în ceea ce faci cu ea. Așa, am luat o altă pensulă puțin să le amestec între ele acolo, mai trebuiește culoare aici, mă duc să mai pun niște alb de titan. Ia să vedem alb de titan. Poate că eu l-am pus pe o altă paletă și nu-l pun pe altă paletă pentru ca voi să vedeți culorile acolo cum le amestec eu, nu pe o altă paletă. Bun. Hai să mai completăm puțin zona asta de aici cu culoare. Uite, asta de aici. Și o să vin acum până la buze.
până la marginea buzelor a creionului, da? Pe unde știu eu că așa, o fac puțin mai închisă ca și culoare de trecere după aia, da? Ok, aici. Așa. Și acum o să amestec frumos culorile aici și o să mă cobor mai jos spre guriță. Da? Aici va trebui să avem niște lumini și umbre zona asta de aici, da? Să vedeți ce frumos se face și gura. Și uite așa, câte puțin, câte puțin dreptat, fără grabă. Bine, voi acum știți ce o să faceți? O să faceți, luați-l pe ăsta ca și temă și după aia eu oricum o să iau în seara asta ce ați făcut voi, peisajele de corot și o să vorbim puțin și despre ele. Deja v-am obișnuit cu treaba asta. Uite, vezi, mai punem puțin alb așa, mai obținem puțin volum. Da? Oricum, astea sunt graduale, le facem gradual. Ok, hai de la nas înapoi. Hai de la nas că deja avem o oră de când lucrăm. Ce avem nevoie acum? Avem nevoie de nara din spate de aici, să-i dăm un volum la nara din spate. Cum vom da volum la nara din spate? O să creăm o altă culoare mai închisă puțin în zona asta de aici. Uite așa și ne ducem treptat, treptat, treptat. În jos, câte puțin, câte puțin, da? Iarăși mai amestecăm, ștergem, eu șterg tot timpul cârpa, o iau și șterg cu cârpa pensula, da? Acum, pentru a obține acolo volum, ce am nevoie? Poate că o să mai pun puțin alb, să vedem dacă funcționează aici cu puțin alb. Ia să vedem. Ia, funcționează. Mai fac puțină culoare pentru umbra de aici. Ok. O să iau puțin negru, să accentuez puțin nara asta, dar nu mă duc pe culoarea de piele, da? O să țin cont de treaba asta. Așa. Iarăși până aici, lângă, în proximitatea vecinată. Și acum, o să mai închid puțin zona asta de aici, iarăși, să nu fie prea tare vizibilă chestia asta, să nu pară cârnă după aia, să nu pară deasupra, da? Uite așa, îl închid, îl închid, îl închid, aici îl aduc așa, spre interior aici o să vină, dar trebuie foarte fine încoace spre interior. Acum, iarăși o să mai iau puțină culoare și o să încerc să finalizez zona asta de aici. Așa. Am ridicat puțin culoarea aici, tocmai ca să obțin volumul la nară. Iarăși aici o să mai punem puțină culoare aici. Astea aici le amestecăm între ele subtil, unde vor veni încoace în jos. Dar când o să facem sprinceana asta de aici, ia să pun puțin ulei de in, puțin umbra arsă, mai închisă. Și aici vine sprinceana asta. Vedeți că toate se leagă între ele. Nu poți merge mai departe dacă nu o faci pe aia. Nu poți să mergi, te oprești pentru că trebuie terminată treaba asta, la altă. Și tot așa. De exemplu, nasul. Nu pot să-l flucăz dacă nu pun culoare din jur împrejurul nasului. Așa. Acum le omogenizez iarăși între ele puțin. O să am o trecere subtilă aici. Uite aici, iar o chestie foarte, foarte delicată, zona asta de aici. E atât de delicată că
Ok. Bun. Acum iarăși o să punem alb. Vom pune iarăși alb acolo, alb aici. Și am să le amestec aici între ele foarte finuț. Cred că ar trebui să-i schimb vârful nasului undeva mai încoace puțin. Ia să încercăm să-i schimbăm puțin vârful nasului. Să nu fie acolo, să fie mai încoace puțin. Da, merge mai bine partea asta. Aici are și volum pe nară. Ștergem bine pensula de fiecare dată. Haideți să trecem la guriță mai întâi. Să vedem ce ieși cu gurița. Iarăși face mitralea. Nu înțeleg de ce îmi face mie chestiile alea, dar... O să iau puțin roșu, galben, alb. Uite așa, le amestec bine între ele. Și încep cu partea buza inferioară de aici. Ia să mai iau puțin roșu din ăsta englezesc. Asigur marginea de lângă dințișor, da? Partea de jos. Acum partea de sus asigur marginea. Foarte atent. Da? Și iarăși în partea asta, alaltă. Acum iau pensula asta înapoi de umbraxă. O să iau cu umbraxă înapoi aici și aici. Asta e negru deja la margine. Trebuie pensulă mai micuță puțin. Eu sunt puțin obosit pentru că am pictat mult și astăzi și nu trebuie să fiu tot timpul în centrul atenției. E ok și atât cât pot face. Vedeți cum se face? Deci, și acum mai iau niște alb și aduc aici frumos, l-amestec cu culoarea care am pus-o pe margine acolo.
Ok. Iarăși, mă duc frumos aici, mai iau puțină culoare închisă, pentru că am nevoie de partea de jos să fie mai... să creez o umbră subtilă. Schimb și aici, iarăși am nevoie. Bun, și acum le amestec între ele. Pensula. O pensulă pe care nu o găsesc eu acum. Da. Am tot felul de pensule. Ei, unele sunt mai puțin bune, unele sunt chiar foarte bune. Aia la dinți trebuie să fii foarte atent la dinți. Dinții sunt atât de greu de realizat. Bine, acum, na, greu e tot dacă nu... Aici o să mă duc puțin mai sus cu umbra asta, să vedem ce se întâmplă. Aici o să vin cu alb. Aici iarăși alb. Da, pentru asta îmi trebuie acum volumul la bărbie, iarăși nu mai pot continua în zona asta, pentru că îmi trebuie volumul la bărbie să pot face umbra de sub buză. Trecem la bărbie și după aia o să luăm, tampăm toată zona guriței frumos cu pensula de tampaj, da? Aici o să vină umbra de sub bărbie, frumos, mai punem alb, acum o să punem alb-alb aici. Și mai punem puțin alb aici.
Așa, și completăm acum partea asta de aici. Și după aia ne întoarcem la nas, la gură încă o dată și facem ochiul ăla și părul și cam... și cam ne jucăm. Evident că o să, că eu mă joc cu voi aici, că... Dar eu zic în același timp că și învățăm, nu? Aici o să fie pometul, pentru asta înseamnă că aici o să vină mai mult alb. Da? Aici e mai mult alb, iar de desubt o să vină culoare mai închisă puțin. Adică o să facem o culoare ceva de genul ăsta. Mă puțin așa să umezesc pensula. Așa, vedeți? Deci pometul de aici o să-l realizăm și în partea asta, da? Asta înseamnă că, uite, vom pune puțină culoare aici, dar de aici iarăși o să vină culoare deschisă. Aici, înseamnă că marginea trebuie asigurată cu o margine, cu o culoare puțin mai închisă, partea asta de aici, da? Așa. Mă, normal ar trebui să mă duc acum și cu partea asta de aici încoace, pentru a obține umbra de sub bărbie. Da? Asta de aici. Mă, normal. Uite, așa ar trebui. Da? Da? Și aici e părul. Da, m-am dus eu puțin acolo mai mult. N-are nimic, că nu... Uite așa, și după aia le omogenizăm culoare de cerere, mai punem o dată pentru că se cere și de câte ori se va cere, de atâtea ori voi pune culoarea de trecere. V-am spus, învățăm să pictăm curat pentru că e tehnica de așa natură să pictăm curat. Deci am dat cu negru puțin, nu contează. Aici o să vină iarăși părul ridicat puțin în sus, nu o să vină așa ca o perucă. Va veni părul cumva frumos tras, cu niște efecte subtile, da? Aici va veni lumină. Bun. Unde mai avem? Aici avem iarăși. Aici vor veni alte culori. Hai să ștergem puțin pensula. Și să creăm efectul ăsta de aici. Așa, uite, aici iarăși e puțin mai închis. Mai facem puțină culoare mai multă. Zona asta de aici e puțin mai închisă. Chiar dacă pun puțin mai închis aici, după aia o să vin cu o culoare mai deschisă și contrabalansez cumva echilibru.
Aici trebuie să fiu foarte atent la partea asta de aici. Aici vine bărbia. Da, n-am fost prea explicit în seara asta pentru cei care au vrut să învețe portretul. V-am mai spus, nu e vorba că pictăm doar într-o tehnică și ne mulțumim cu o tehnică. Vorbim despre diverse tehnici în diverse momente. Eu o să aleg lucrul ăsta în funcție și de stările mele. Am spus că o să vă învăț să facem doar nasul și gura. Iată că am vorbit de mai mult decât doar de nas și gură, am vorbit și de treceri de culoare și de ce înseamnă portretul, vezi, mai multe. Am făcut din toate câte puțin, să spunem așa, ca să puteam să mă duc la ochiul ăsta și să nu mai am timp să fac și celelalte lucruri, dar am preferat să lucrez în mai mult. Aici o să mai pune puțin roșu, puțin galben. Ia să vedem cum va ieși. Aici iarăși avem nevoie de umbră. Da, acum trebuie să fim atenți aici pe partea asta, pentru că deja avem negru pus. Și știi cum e cu negru, se murdărește imediat culoarea, da? Ok, hai să facem treaba asta de aici. Mai bun, suntem 430, ce mai vrem? Suntem șmecheri. Care va să zică, pictăm. Da. Nu, aici nu e deschis tare, numai puțin aici o să vină o treabă. Eu o să le amestec între ele. Aici trebuie să fiu foarte atent, iarăși. La colțul gurii, iarăși trebuie să fiu atent să văd când îi fac. Dar asta cred că mâine o să fiu mai limpede la cap și să mă concentrez mai bine mâine. Sau când o să mai lucrez la portretul ăsta. S-a rupt pensula. Vezi, pun culoare închisă și apoi dăm volum cu culoare deschisă. Dar v-am zis, aici treceri trebuie să fie impecabile. Deci trebuie să fie niște treceri foarte fine când lucrezi la dinți. Deci dinții sunt foarte greu de pictat. Thank you.
Uite, acum zona asta de aici iarăși trebuie închisă puțin și după aia de aici iarăși mai închid puțin toată treaba asta. Așa se pictează. Deci pui o culoare, vezi cum stă, apoi mai forțezi intensitatea culorii sau o mai reduci. Dar până a o forța, trebuie să pui culori subțiri în prima fază ca să le poți modifica. Dacă ai pus culoare groasă din prima, nu mai poți modifica sau e mai greu după aia de modificat cromatic și nu mai stă treaba bine acolo. Uite așa. Ia să vedem acum. Negul ăsta de aici, vedeți ce aiurea dă? Da, eu nici nu le văd pe astea, adică lucrurile astea pentru mine nu... Da, cred că în seara asta sunt puțin obosit, nu mă pot concentra îndeajuns de bine pentru ceea ce vreau să fac. Da, nu-i nimic. O să mai pictăm și mâine după amiază, puțin probabil, nu știu. Și atunci... Nu știu dacă am eu timp mâine, că mâine e duminică, nu, n-am timp, mâine am alte preocupări. Vedeți că ultimele 10 minute o să discutăm puțin despre lucrările voastre. Dacă înainte a fost culoare închisă, uite, acum mai deschidem din nou iarăși puțin. Deci închidem, deschidem, închidem, deschidem, așa cum se cere, da? Uite, vezi, aici iarăși pentru a obține volumul la nas.
Da, nu, s-a obosit, nu mai pot. S-a obosit prea tare, nu. Da, nici nu mai vorbesc, acum mi-am dat seama că nu mai vorbesc. Da. Păi, cam așa zic eu că ar trebui să încercăm să pictăm la prima. Nu e greu, nu e ușor, trebuie încercat. Ideea e că dacă nu încercăm, nu facem nimic. Dacă puneți și în practică ce v-am învățat eu până aici, este și mai bine dacă reușiți să puneți în practică ce v-am învățat până aici. Da, mulțumesc celor care au încercat să distribuie și au reușit să și distribuie. Eu am să caut acum câteva din lucrările pe care le-ați făcut voi acolo. Nu mai puțin, să caut să și intru pe pagină. Așa. Ia să vedem ce avem aici. Și avem așa. Doamna Doina Matei. Așa. Avem aici. O să luăm pe cei care au pictat de dinainte, nu acum. Nu pe cei noi, o să-i luăm pe cei mai vechi puțin. Dar adică n-aș vrea să fac discriminare, așa că am să încerc să iau aleatoriu. Nu o să mai... Sanda Ionașcu. Doamna Sanda Ionașcu a pictat. Nu știu dacă e pictură în ulei. Lucrarea e frumos realizată, doamna Sanda Ionașcu, dar cred că e în acrilic asta, nu e în ulei. E acrilic, da. Cred că este acrilic. O să căutăm și ulei. Corina Ana. Foarte frumos și al lui Corina Ana. Eu o să încerc puțin să aduc niște critici, dar la cele făcute în ulei, da? Deci nu... Corina Ana, e că ai pictat puțin cam prea... A trebuit să ții cont de niște lucruri mai fine, delicate acolo. Omușorul ăla nici nu mai trebuie acolo în barcă, nu-și mai are loc rostul. Ai vrut să fie că se poate readapta, dar nu are rost acolo omul ăla în barcă, nici barca nu mai are rost. Nu trebuie să facem multe crenguțe, iarăși un lucru de detalii, nu intrăm în lucrurile astea prea complicate, da? Și care să ne pare nou, wow, pentru privitor. Este bine, cromatic se așează bine, e ok, ce să zic. Bravo, e ok. Arsenie Boca, doamna Doina Toader. Doamna Doina Toader, foarte frumos, mai ales că știm că dumneavoastră nu ați mai pictat portrete și, na, a fost un început. Daniela Botca, cred că tot așa, e aici la Daniela Botca, cred că ar trebui. În primul rând, să nu vă grăbiți. Se pare că ați încercat cumva să urgentați. Apa vine ca într-un bazin acolo, podul ăla, stă ca într-un bazin, zici că e un bazin de acumulare. Ar trebui cumva să nu vă grăbiți la lucrurile astea. Podul are o mică înclinație, ați făcut înclinația. Da, e ok, poate pomii ăștia din prim plan iarăși i-ați scos prea mult în evidență și nu trebuiau scoși așa tare în evidență. Verdele alea de acolo e prea deschis, ar trebui să faceți puțin mai brun. Un verde mai bun, mai închis, da? Gigi Manole, domnul Gigi Manole, inconfuzabil la tehnica dânsului cu lucrurile bine știute deja. Iar și domnul Gigi Manole a pus aici în barcă pe cineva. Da. Doamna Doina Matei, foarte frumos, doamna Doina Matei, ce să vă spun? Na, dumneavoastră l-ați mai făcut, cred că, o dată pe ăsta. Iarăși, ați pus acolo frunzulițele alea în copăcei. Poate copacii sunt prea tare scoși în evidență, dar mă rog. Păi și tot așa, sunt mulți care au făcut, foarte mulți. Daniela Iordăchioaie, foarte frumos, doamna Daniela Iordăchioaie. Se vede că ați încercat să vă aduceți cât mai mult către corot, ați încercat lucrurile astea fine, delicate, rafinamente, lucruri, subtilități. Se pare că le-ați și găsit o parte dintre ele. Da, felicitări! Simina Coman.
Iarăși, o lucrare foarte bună și asta, doamna Simina Coman, ar trebui să umblați puțin la tampajele astea, știi, unde să se omogenizeze culorile între ele, pentru că e foarte frumos pictat. Poate albastru și cerul ăla violet, mov, iarăși sunt puțin cam forțate și nu ar trebui să fie așa forțate, dar e bine, e bine pictat. E frumos. Lucica Ciuraru. Lucica Ciuraru. Iarăși, mi se pare cum a făcut în viteză cioata din stânga. Pare mai degrabă acolo ceva care îți atrage foarte tare atenția și ar trebui puțin să-l mai domolăm, să domolim cumva culorile. Nu umblă cu negru pronunțat foarte tare, știi, culorile sunt prea tare. Dar, în general, dacă țineți cont de ce vă spun, o să vedeți că dați și rezultate, da? Acolo e puțin la... Asta nu e maghiar, nu cred că pot să-l pronunț. Bax, nu pot să-l pronunț, așa că ar trebui să vă căuți alt nume, că nu pot să-l pronunț pe ăla. Adică al nume să vi-l căutați, stați puțin, nu mă înțelegeți greșit. Nu pot să-l pronunț. Bas, dacă de doamna este vorba, nu pot să-l pronunț, nu știu cum se citește. Da, e probabil că e prea simplu, ați încercat să simplificați totul și ar mai trebui puțin totuși lucra la el, da? Ar trebui puțin, poate v-ați și semnat deja, dar ar trebui să intrați în detalii deja, să vedeți lucrurile că sunt frumoase acolo, niște ferestre, tencuiala, iarba, firă, da? Sunt niște lucruri frumoase care ar trebui făcute. Adina Angela. Foarte frumos, Adina Angela, executat cromatic foarte frumos, apropiat cel mai bine de corot cromatic, este așezat foarte bine de corot cromatic, l-ați așezat foarte bine. Na, și aici tot așa mai dăm în detalii, dar e foarte frumos cromatic așezat. Foarte multe lucrări, foarte, foarte multe lucrări. Nu vi le pot spune acum pe toate, că sunt multe, multe de tot. Eu vă spun în continuare, postați în pagina Școala de Pictură Rembrandt, acolo ați învățat lucrul ăsta minunat astăzi, în seara asta, cât ați învățat de aici, a la prima, ați văzut, nu e complicat, e ușor, dar va trebui să aveți o pânză tratată fin și cam așa, adică da. O să vă mai arăt eu câte ceva în timp, o să vă mai spun multe lucruri și o să cunoașteți, o să înțelegeți multe lucruri cum stau. La început o să o luăm așa, știți, câte puțin, până ne obișnuim, până ne cunoaștem, până înțelegem lucrurile cum stau, pentru că nu e ușor deloc să te apuci și să faci portrete sau să faci peisaje după pictori consacrați. E greu și înțeleg lucrul ăsta și apreciez toate încercările voastre și de cele mai multe ori reușitele voastre. Da, iarăși aici, eu vă arăt niște lucruri, cu siguranță voi o să puneți în practică ce vedeți, ce ați văzut acum în seara asta la mine aici. Știu că nu o să fie deloc ușor lucrul ăsta, ce ați văzut în seara asta, aproape pentru mulți dintre voi o să pară un lucru imposibil și da, e greu, într-adevăr, dar nu e imposibil. Și, na, mi-aș dori să încercați și lucrul ăsta să-l faceți pe cât posibil să-l faceți. Dar ideea este să nu pictați fundalul, să nu pictați mai mult decât atât cât am făcut eu aici. Pentru că va urma, probabil, și o altă parte, nu probabil, cu siguranță va urma și o altă parte în care veți vedea continuarea. Și atunci veți putea și voi continua. Dar în prima parte voi veți face exact ce am făcut eu până aici, da? După care așteptați partea a doua, eu am să postez partea a doua și o să-l duceți spre finalizare. Faceți lucrul ăsta pentru că doar așa puteți învăța. Da? Nu există altă metodă de învățare decât cea prin exercițiu. Da? Mult exercițiu duce și la rezultate bune. Da, cam atât în seara asta. Mi-aș fi dorit să posta mai mult, dar eu am pictat, știți bine, ați văzut și celelalte
cele două clipuri înainte în care am fost cu bătrânul ăla. Am mai pictat astăzi și alte lucruri. Oarecum și pentru mine trebuie să înțelegeți că nu e ușor deloc ceea ce fac eu aici. Și la ora asta să mai intru în direct, când eu de fapt m-am și pus în pat, uitasem sincer că trebuie să fac live-ul ăsta astăzi. M-am pus în pat și noroc de nevastă mea când zice, da, tu nu ai de făcut live? Zic, ba da. Și am fugit repede sus. Uitasem. Efectiv uitasem. Mă pusesem deja la odihnă. Mai ales când mă culc la 3-4 dimineața, mă culc, că am un somn foarte ciudat în ultimul timp, nu știu de ce. Adică știu de ce. Faptul că ne țin în casă treburile astea, stăm în casă, e și normal să ajungem în starea asta cu toții de neînțeles. Da. Organismul nu se adaptează așa ușor la astfel de situații. Mai ales că eu sunt o fire dinamică, sportiv, na, și acum stau numai așa, nu mi-e bine nici mie și nici organismului meu. Mie ca și psihic, zic. Da, deci cu astea spuse, închei ședința. Vopseluri, materiale, fiecare dintre voi că aveți, nu mai trebuie să vă mai vorbesc chiar despre lucrurile astea. Da? Bun. Da, deci o să vă fac și al doilea videoclip în care o să aduc finalitate la ochi, la păr, da? Și o să vedeți cum, la gură, da? Iar și dinți, o să vedeți lucrurile astea foarte bine. Dar nu în seara asta, pentru că sunt obosit în seara asta și credeți-mă că sunt obosit. Da? Bine, vă mulțumesc mult. Vrei să distribuiți videoclipul după ce închid? Distribuiți-l cu mare plăcere. Puteți să-l distribuiți și în diferite site-uri, nu doar de pictură. Puteți să-l distribuiți în tot felul de grupuri, nu neapărat de pictură. Că dacă sunt de pictură, am observat că în site-urile astea, în grupurile de pictori, evident că acolo m-ați și cunoscut, cred că, dar este și o oarecare invidie, probabil ce e și normal, eu nu mai zic nimic, e normal să fie așa. Da, eu încerc să vă susțin cât pot, ați văzut. O să vă dau aprecieri pe Facebook, acolo unde vă întâlnesc și când vă întâlnesc. Dacă se termină pandemia, vom ieși cu toții aici în București și vom face diverse manifestări artistice, picturale, legate de pictură, adică ne vom întâlni în parcuri, vom picta, vom face expoziții de grup, vom organiza diferite evenimente culturale. Sigur că da, vom fi foarte activi pe latura asta, numai să se termine odată prostia asta. Cam asta e. 50 pe 40 are pânza, dimensiune, ca să știți. Și ce să vă mai spun, baftă multă și noapte bună!